În cadrul programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național Rabla Classic, valabilitatea notei de înscriere este de 120 de zile, fără a depăși data de 27 noiembrie 2016. Pentru programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, Rabla Plus, valabilitatea notei de înscriere nu va depăși data de 27 decembrie 2016. Data stabilită pentru punerea ultimei cereri de decontare în cadrul ambelor programe este 27 decembrie 2016. De asemenea, a fost introdusă posibilitatea prelungirii până la data de 31 mai 2017 a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu administrația Fondului pentru Mediu.